Un studiu realizat de Asociația Kineto Bebe a analizat activitatea fizică a copiilor și efectele schimbărilor de rutină în perioada pandemiei COVID-19, dar și în perioada imediat următoare. Astfel s-au remarcat modificări de greutate la copii, în special la 27,7%, modificări de postură la peste 10,6% dintre copii și modificări de comportament la 30% dintre copii. Ce înseamnă, de fapt, reducerea activității fizice pentru sănătatea și dezvoltarea copiilor, dar și ce politici publice și acțiuni ar trebui întreprinse în perioada imediat următoare, o să aflăm de la Raluca Chișu, fondatoarea Asociației Kineto Bebe și expert în management sanitar. Aș vrea să comentăm puțin împreună rezultatele acestui studiu, dar bineînțeles prima întrebare ar fi legată de idee. Cum v-a venit ideea să faceți acest studiu legat de activitatea fizică în perioada pandemiei de COVID-19? Imediat după ce ușile centrelor s-au redeschis, după acea perioadă în care împreună cu toată lumea și activitatea noastră a fost suspendată, am început să vedem diferite schimbări, atât în stilul de viață al copiilor, cât și în starea lor de sănătate fizică și emoțională. Și am vrut să înțelegem totuși aceste schimbări, cum sunt percepute și cum sunt văzute de părinți. Pentru că, da, terapeuții, echipele de kinetoterapeuți, de psihologi din centre, au analizat și și-au făcut oarecum un tablou, un ansamblu asupra acestei situații, dar am vrut să înțelegem părinții cum văd copiii, cum au văzut ei schimbarea în copii și ce fac mai departe, dacă o recunosc, dacă iau măsuri profilactice sau de tratament acolo unde trebuie. Și atunci ne-am dorit să vorbim cu cât mai multe familii, să întrebăm ce au făcut în perioada pandemică copiii pe parte de activitate fizică, dacă s-a schimbat ceva în stilul lor de viață și dacă văd efecte asupra dezvoltării neuromotorii a copiilor. Am vrut să dăm cumva microfonul părinților, să le oferim lor posibilitatea să ne explice ce văd ei la copiilor. Pentru că, din punct de vedere medical sau terapeutic, un profesionist vede foarte repede, dar dacă nu este recunoscut în mediul familiei, acolo de unde pleacă, de fapt, situația sau problema, recuperarea copiilor este mult mai dificilă. Și cumva noi am desfășurat primul studiu referitor la activitatea fizică a copiilor în perioada pandemică, un studiu care a mers înspre 745 de familii din toată România, din mediul urban și rural. Aproape la jumătate este procentul și am întrebat în primul rând ce au făcut în acest an, în anul 2020 copiilor, imediat după declanșarea pandemiei, dacă au făcut activități fizice, cine i-a încurajat și cine a făcut cu ei activitățile fizice și dacă văd modificări emoționale sau fizice la copiilor, iar în cazul în care văd, ce vor face părinții mai departe. Ce vârste aveau copiii care au fost incluși în studiu și familiile, dacă făceau parte din categoria celor care apelează la servicii de kinetoterapie sau nu? Nu, ei nu fac parte din cei care apelează la serviciile de kinetoterapie, recuperare sau orice alt serviciu medical. Nici nu am întrebat în direcția aceea absolut nimica, pentru că pe noi ne interesează de dezvoltarea motorii a copilului, nu neapărat, să zic, sănătos sau cu o stare sănătoasă, care cunoaște sau care nu cunoaște o sală de kinetoterapie, ci pe noi ne-a interesat absolut toți copiii cum au reacționat în această perioadă. Ca și vârstă, noi am deschis studiu cumva de la un an jumătate, din momentul în care copilul face singur mișcare sau independent, că singur mișcare face chiar imediat de la început, dar și undeva până înspre 16 ani. Marea majoritate a părinților sunt cei cu copii între 10 și 15 ani care au răspuns, deci aproximativ 40% dintre părinții care au răspuns la acest studiu sunt în acea plajă de vârstă.
Și repet, mediul urban și mediul rural. Și de ce repet partea asta este că aceste probleme în dezvoltarea motorie, în lipsa activității fizice și într-o viață mult mai sedentară decât până în 2020 martie, a fost văzută și în mediul urban și în mediul rural, adică și copiii care au avut acces la o curte, la o stradă unde poate era mai puțin lipsit de riscuri să ieși, toată lumea a stat la fel de mult în casă, toate activitățile au fost la fel de mult desfășurate în casă, static, și asta vine și datorită faptului că copiii au fost angrenați în activități educaționale sau anexe educaționale în fața unui calculator sau unui laptop. Trebuie să recunoaștem cu toții că nu am fost pregătiți pentru pandemia de COVID-19 și nu doar noi românii, ci întreaga omenire nu a fost pregătită pentru așa ceva. Pe de altă parte, efectele colaterale ale acestei pandemii de-abia acum încep să se vadă. Am observat un procent care mi-a atras atenția în mod special din acest studiu, și anume aproape 20% dintre părinți au spus că au observat modificări de postură, de comportament sau de greutate la copiilor. Gândindu-mă la postură, cumva mi-am și imaginat copiii care stau foarte mult în fața poate a calculatorului cu laptopul în brațe sau într-o poziție total vicioasă, având în vedere școala online care a fost în mare parte în acest an pandemic. Care au fost, pe scurt, aceste modificări de postură? În primul rând doresc cumva să explic ce înseamnă această postură incorrectă. Postura incorrectă vine dintr-o deviație a coloanei vertebrale, dintr-o poziție greșită, și ea are practic mai mulți factori care o determină, iar în marea majoritate a pozițiilor greșite sunt cauzate de o rutină zilnică greșit făcută. Acum, în primul și în primul rând, este statul pe scaun, și aceasta era o situație și înainte de pandemie. Statul pe scaun a persoanelor sau a copiilor, a adulților care lucrează, care învață într-o zonă în care se cere foarte mult statul la birou, sufereau de această postură incorrectă. Statul pe scaun mai mult de 2 ore, fără 10 minute pauză de mișcare, de un pic de destindere, clar duce la o deviație a coloanei și la o postură incorrectă. Activitatea fizică, care duce la dezvoltarea tonusului muscular axial, adică practic tot ce înseamnă parte de spate, este iarăși un factor care ar ajuta la o postură mai puțin incorrectă. Dacă activitatea fizică este redusă, acest tonus muscular este redus, deci ne putem confrunta cu o postură incorrectă a persoanelor care au astfel de stil de viață. Sau obezitatea. Ei, acești trei factori, începând cu 2020, toți au fost factori care au contribuit atât la adulți cât și la copii la o postură incorrectă. Părinții văd, pentru că postura incorrectă o vezi foarte repede, este un lucru estetic pe care poți să-l vezi la un copil. Dar nu trebuie tratată ca o problemă estetică, ci de multe ori ortopezii spun că este o problemă și trebuie tratată ca o problemă medicală și acționat ca atare, în consecință cu activități profilactice, acea pauză de 10 minute de mers, de întins, de făcut mișcări, sau cu terapie, tratament, consult medical în cazul în care este nevoie. Postura incorrectă poate duce la foarte multe alte probleme mai departe și nici nu ne putem gândi că dintr-o postură incorrectă putem avea probleme de vedere, putem avea probleme de stare emoționale, migrene, anxietate, să nu vorbim de probleme motorii, să nu vorbim de durerile de spate pe care cam toți le-am testat în perioada aceasta. Sindromul tunelului carpian iarăși este ceva care se vedea la femeile de peste 50 de ani. Acum foarte mulți tineri care au stat peste 10 ore pe zi în fața calculatorului se plâng de aceste dureri de mâini, amorțeli. Postura incorrectă nu este, și repet, nu este un lucru estetic, este un lucru care stă cumva la baza sănătății motorii a copiilor, a viitorilor adulți.